Bine vă regăsim la o nouă filmare împreună cu Petra. De data aceasta dorim să intrăm puțin mai în amănunt, să vorbim despre activitatea ei dincolo de ieșitul în public, dincolo de pregătirea seminarilor, de a merge la emisiuni, de a explica pe larg publicului cum poate să funcționeze energia pe care ea ne oferă și frecvențele pe care ni le oferă. Aș vrea să intrăm puțin în amănunt și să discutăm despre viața de zi cu zi a Petrei în legătură cu noi. Cum lucrează ea pentru noi și ce se întâmplă în momentul în care primim instrumente sau lucrări de curățare prin intermediul Petrei. Cum face să funcționeze toate acestea și ce beneficii avem în urma acestor lucrări de curățare. Petra, bine ai venit la o nouă filmare și aș vrea să ne explici puțin ce înseamnă lucrările de curățare, cum se pregătește un om pentru a primi o astfel de lucrare, deoarece foarte mulți oameni întreabă ce trebuie să fac eu, cum mă așez, mă rog, mă pun în genunchi, aprind o lumânare, trebuie să-mi iau liber de la serviciu, pot să conduc, ce se întâmplă în momentul în care Petra face o astfel de lucrare de curățare. Astfel a venit momentul să aflăm toate aceste amănunte chiar de la Petra. Petra, te rog să explici un pic oamenilor ce se întâmplă. Te salut, Cristina, vă salut, dragii mei, din nou împreună cu Cristina. Încercăm să vă dăm cât mai multe răspunsuri pentru a vi se clarifica foarte bine ceea ce reprezintă lucrările Petrei. Am să răspund în primul rând legat de curățarea energetică personală, pentru că de aici vin cele mai multe răspunsuri și nu am ieșit să clarific până acum niciodată, ca să știți despre ce este vorba. Curățarea energetică personală se face la cererea unei persoane, ori se face la cererea unui membru de familie sau pentru altcineva. Atunci când această curățare se face pentru o altă persoană, este nevoie ca noi să știm că persoana nu știe despre lucrare, ca la nivel de conștiință să-i cerem acordul. Această persoană, în general, în proporții de 89-90%, își dă acordul la lucrare deoarece dorește această eliberare, iar după ce primim acordul, putem să-i facem această curățare energetică. Ce trebuie să facă persoana? Pentru noi este foarte bine să nu facă nimic, doar să fie informat că în acea zi are loc lucrarea. Noi nu vrem nici măcar să aprindă lumânări, nici măcar să se roage, deoarece dacă se roagă, e posibil ca acele duhuri pe care noi dorim să le extragem de acolo să dispară și să nu putem să-i surprindem. Dacă persoana care primește curățarea energetică simte ceva în acel timp, da, este posibil să aibă ușoare stări de rău, dar nesemnificative. Niciodată nu s-au întâmplat crize majore sau cineva să sufere atât de mult încât să nu poată să ducă, ușoară amețeală, dar e posibil să nu se simtă absolut nimic. Numai după o perioadă are loc o îmbunătățire. Unii au această îmbunătățire a situației și a stării generale imediat după și îmi spun, vai, doamna Petra mi-a luat de pe umeri bolovan, mă simt fantastic, simt că plutesc, mă simt foarte bine. Alții au nevoie de puțin timp, în funcție de încărcătura fiecare persoane și ce fel de încărcătură este. De obicei, acestea emoționale se duc mai repede decât cele care deja au ajuns pe corpul fizic sub formă de psihosomatizări. Acele au nevoie de timp, deoarece corpul fizic a recepționat, poate deja a dezvoltat o boală, care e acolo uneori de 30 de ani sau mai mult. Da. Și sigur că există o perioadă de metabolizare a lucrării. Și această perioadă uneori creează un anumit disconfort, dar nu, niciodată nu este insuportabil. Sigur că oamenii uneori nu au răbdare, doresc să se întâmple de pe o zi pe alta și ne dorim același lucru. Chiar am vrea să le oferim vindecare rapid, însă nu se întâmplă acest lucru, pentru că fiecare primește într-un mod absolut personal, în funcție de problemele pe care le are și reacționează absolut într-un mod personal. Pot fi eliberări, pot fi detoxifieri, este necesar să consume apă multă. Atunci când au loc aceste detoxifieri, sigur că este foarte bine ca persoana să și respire mai profund. Cei care trec printr-o astfel de curățare, e bine să stea mai mult în natură în prima perioadă, deoarece ei au nevoie să-și crească nivelul energetic, să mențină cel puțin ceea ce primesc, pentru că noi facem acest lucru, după curățare facem o reabilitare energetică și aducem persoana la un nivel maxim suportat de sistemul acelei persoane în acel moment, la care se poate simți cât de cât confortabil.
Uneori această curățare energetică personală este recomandată să se facă și a doua oară și sunt situații în care a treia și în funcție de câte încărcături are persoana, e posibil să dorească să continue. Da. Însă, dacă persoana a înțeles foarte bine ce are de făcut, pentru că noi oferim aceste informații în înregistrarea lucrării, deoarece înregistrăm lucrarea și primește lucrarea înregistrată, absolut tot ce s-a lucrat, cu indicațiile specifice lucrării și ce are de făcut în continuare ca să îi fie bine, e posibil să nu mai fie nevoit niciodată să vină la a doua. Bun, bine. Cu toate acestea, există persoane care vin și la a doua și la a treia și persoane care au trecut prin mai multe traume, solicită în continuare până când ei se simt bine aceste curățări. Da. Chiar ai putea să ne exemplifici cu ce se mai poate continua? Pentru că foarte mulți, simțindu-se totuși bine, întreabă ce mai putem face mai departe. Pentru că au aflat de pe sursele noastre de informare că mai există ceva dincolo de aceste curățări personale. Ce alte tipuri de lucrări, de curățări, de ADN, de karmă? Da. Poți să exemplifici un pic? Există multe curățări. După ce terminăm cele trei, eu aș merge pe trei, se poate și după a doua, după ce am făcut aceste curățări personale, putem apela la curățare karmică. Ceea ce înseamnă că se vor curăța toate hologramele vieților anterioare. Se poate merge pe curățare și curățarea de karmă se face pe patru nivele. Wow. Este foarte puternică lucrarea. Se poate face curățarea arborului genealogic, pe linia mamă-tată, în sus și în jos, pentru toate generațiile. După curățarea arborului genealogic, fiecare ce dorește să meargă în continuare, opționale sunt foarte multe. De exemplu, este vindecarea sufletului, lucrare personalizată. Toate aceste lucrări, în afară de cele personale, curățarea energetică personală, toate celelalte lucrări sunt lucrări tip. Da. Se face la fel, se scoate cam tot de acolo. Sigur că este curățarea de magie neagră. Vindecarea sufletului. Toate sunt lucrări separate. Da. Există și lucrarea care se face pentru programarea ADN, spunem noi. Acele lucrări merg foarte bine pentru cei care au diferite probleme de sănătate. Aș vrea să se ia în considerare faptul că și în lucrările personale, care sunt foarte diversificate și variate, noi luăm în considerare anumite puncte pe care ni le spun cei care au nevoie de această curățare, cum ar fi anumite boli, dacă există probleme de cancer și altele. Însă aș vrea să specific un lucru. Oamenii cred că vindecătorii trebuie să-i vindece pe toți. Nu există niciun vindecător care poate să vindece pe toți și mai ales nu există vindecător. Vindecător este Tatăl Ceresc, Cel ce ne-a creat. Ceilalți suntem doar facilitatori. Oferim ajutor, aducem în armonie, echilibrăm, oferim sfaturi, informații, dispozitive, instrumente pe care persoana e foarte bine să le folosească. Vindecarea are loc atunci când Cel ce ne-a creat dorește să facă o vindecare în cineva și ne folosește pe noi, pe terapeuți. Și sigur, întotdeauna spun acest lucru, vindecarea este o chestiune personală. Da. Însă, pot exista aceste situații în care oamenii dizolvă sau vindecă probleme sufletești, psihosomatizări și altele. Aș vrea să fac referire la faptul că curățările energetice personale și toate lucrările personale, nu doar cele personalizate, absolut toate care se fac individuale, se fac cu telepați. Avem două telepate, este vorba de Elena și Cati, care intră într-o stare modificată de conștiință, scanează corpul energetic fizic sau observă ce se întâmplă în toate aceste lucrări și tot ceea ce spun ele, eu notez și notez într-un caiet ca să am și pe suport fizic lucrarea și oamenii primesc înregistrarea cu tot ceea ce observă telepata. Eu sunt ghid și ele specifică tot ceea ce găsesc în structura energetică a unei persoane pe care o scanează de la cap la picioare sau invers. Deci, practic, telepata te însoțește în toată această călătorie energetică, să spunem, și este de față, practic, în toată această lucrare și punctează din când în când ce se întâmplă în corpul energetic al persoanei care solicită lucrarea. Practic, Petra, chiar dacă simte, chiar dacă are flash-uri și simte și ea ce se întâmplă acolo, telepata vine și adaugă și completează și totul este într-un tandem.
tandem perfect între voi două pentru a oferi o lucrare de senzație la final. Omul să înțeleagă perfect ce s-a întâmplat și totul este explicat și primit de dumneavoastră într-o înregistrare. Ce se întâmplă într-o astfel de lucrare? Poți să punctezi unul sau două lucruri, ceva general. Ce se primește într-o astfel de lucrare? Da, într-o astfel de lucrare se face o curățare energetică personală după scanare. Se curăță toată structura energetică de anumite entități de frecvență joasă care ne atacă. Vrem, nu vrem, avem momente când nu mai suntem în divinitate, datorită suferințelor și suntem atacați și toate aceste entități sunt extrase. Entități de frecvență joasă, noi le spunem duhuri, în Biblie apar în formă de duhuri. Bun. Aceste entități mai pun și diferite instrumente, implanturi se numesc, chipuri, microchipuri, diferite dispozitive acolo ca să ne blocheze fluxul energetic și acestea sunt dizolvate. Această curățare se face prin prezența Sfintei Treimi, cu energia cristică și cu binecuvântarea Duhului Sfânt. Iisus Hristos dezintegrează toate aceste elemente. După ce se face această curățare, se face o reabilitare și acolo se ține cont de elementele pe care le primim de la persoanele care ne fac liste. Listele noi preferăm să fie scurte, punctate, punctuale, ca să ne pun 5-6 elemente ca punct de pornire, deoarece din scanarea pe care o face telepata va rezulta, vor rezulta foarte multe, noi acolo vedem lucrurile practic care se întâmplă și atunci noi facem referire și la acele puncte pe care oamenii le scriu acolo. Sigur că există și liste de genul, doamna Petra, doresc, vreau să fiu fericită. Da. Asta este una dintre cele mai... Noi spunem că ne vine să și zâmbim și noi ne dorim să vă oferim toată fericirea. Și am vrea ca după o astfel de lucrare să fiți perfect fericiți. Fericirea este o stare interioară a fiecărei persoane. Uneori, unii oameni pot să primească totul și nu sunt fericiți. Și alții sunt fericiți pentru mult, mult mai puțin. Da. Nu vă putem oferi fericirea. Vă putem oferi ajutor, vă putem oferi susținere, vă putem oferi ghidare, informații și instrumente pe care să le folosiți. Însă, după cum am spus, rugăciunea este instrumentul cel mai puternic. Conexiunea cu divinitatea, pentru că el este sursa și de acolo vă hrăniți. Primiți toate sfaturile necesare, doar să vă doriți să faceți schimbări. Exact. Și oamenii după această lucrare ce vor obține, cum se vor simți? Mulți întreabă ce se întâmplă cu mine acum. M-am curățat de tot, nu mai am nevoie de nimic, sunt gata. Alții întreabă, dar de ce nu mă simt ca și soțul? Pentru că mulți fac în familie și un membru al familiei primește foarte repede rezultate deosebite și are rezultate și se simte într-un fel și o altă persoană se simte poate tot la fel ca la început. E o mică diferență și exact ce spunea Petra, fiecare primim cât putem duce și cât trebuie să primim. Cum se simte o persoană după sau la ce să se aștepte după ce s-a terminat lucrarea? Aș vrea să se înțeleagă că noi curățăm rețeaua neuronală de tiparele comportamentale și persoana care primește curățarea se poate considera în momentul curățării curat, energetic. Însă, uneori, oamenii care sunt în suferință aduc trecutul înapoi pe noua rețea. Da. Și recreează trecutul. Dacă ei au înțeles că nu trebuie să recreeze trecutul, de fiecare dată când vine un gând negativ să spună pleacă imediat, pentru că ei au făcut o altă alegere, încet acele gânduri vor pleca. Sigur că nu ai cum să le controlezi toate, sunt foarte multe gânduri, dar rugăciunea te va ajuta astfel încât să te poți menține și sigur ne dorim ca să și crești acest nivel de frecvență. Cum se simt? Unii se simt foarte bine. Alții au diferite psihosomatizări și e un ușor disconfort. Da, da. Și sigur nu e prea plăcut, dar nu este atât de grav încât să se sperie lumea că se întâmplă catastrofe în aceste lucrări, nici vorba de așa ceva. Este momentul în care ei apelează și spun, dar mă simt mai rău, de asta am vrut să punctez, pentru că mulți se sperie în acest moment și consideră că nu trebuia să se întâmple așa, de asta am vrut să Vreau punctez. Să aduc o clarificare vis-a-vis de această agravare. Da. Uneori când se instalează un dispozitiv, pentru că începe să lucreze, este activat dispozitivul, începe să lucreze, creează un disconfort. Exact ca și când faci curățenie în casă, întorci tot, Cureți și când ai așezat înapoi, toate sunt în ordine. Este nevoie, este un proces. Bun. Și trebuie să avem răbdare să trecem prin acest proces. Dacă rezultatul final este unul pozitiv pentru noi și ne crește
trebuie să avem toleranțe și puțină răbdare vis-a-vis de aspectele mai puțin plăcute, pentru că nu se poate fără să treci prin acele aspecte. Totuși, unii reușesc foarte ușor. Da. Depinde de încărcătură, depinde cât de mult recrează o persoană, depinde câte frici are, câte traume are, cât de mult intră în îngrijorare. Da. Pentru că de fiecare dată când intră cineva în îngrijorare, în frică, în disconfort, nu mai este în Dumnezeu. Exact. Frica și îngrijorarea este lipsa credinței. Dacă tu crezi în divinitate, atunci crede-te în el, nu-ți mai fie frică, nu mai fi îngrijorat și vei avea rezultate. Superb! Deci, dragii noștri, cu alte cuvinte, după o astfel de lucrare, practic, și dumneavoastră aveți ceva treabă de făcut, trebuie să aveți grijă la gânduri, trebuie să fiți pe frecvențe înalte în continuare, pentru că Petra, împreună cu telepatele, au făcut tot posibilul, au curățat, au văzut ce s-a întâmplat acolo, ele au oferit tot suportul, doar că și dumneavoastră, după o astfel de lucrare, trebuie să vă oferiți un ajutor, un autoajutor și să aveți grijă, practic, la gânduri dumneavoastră, la ce rulați, ce gândiți în continuare vis-a-vis de dumneavoastră, de familia dumneavoastră și cum puteți face în continuare să mențineți aceste frecvențe înalte, să nu se piardă practic foarte repede, mai ales în primele 30 de zile când chiar aveți o rețea neuronală nouă. Pentru astfel de lucrare, pentru astfel de suport energetic, dumneavoastră puteți să apelați numărul de telefon pe care îl aveți pe pagina de Facebook Petra Evolutiv Life Concept. Aveți telefon de contact, putem fi contactate, putem lua legătura cu dumneavoastră într-un mod foarte ușor, facil, perfect, foarte rapid. Veți primi tot suportul, tot ajutorul nostru, vă veți informa direct de la sursă, de la noi, în ce constă o astfel de lucrare și ce puteți face mai departe pentru a obține sprijinul nostru și a obține rezultate deosebite. Ție îți mulțumesc, Petra, pentru asemenea informații. Dacă mai ai ceva de completat și mai vrei să spui ceva, poți să spui legat de acest subiect. Mulțumesc, Cristina. Aș vrea doar să completez un aspect foarte important. Da. Oamenii cred că ei trebuie să fie prezenți, conectați cu mine în timpul lucrării. Lucrarea se face pentru orice persoană, în orice colț de lume se află. Există și acele lucrări care se fac pentru cei trecuți dincolo, pentru că de foarte multe ori pleacă fără să fie iertați, cine știe în ce condiții. Da. Se poate face și în dimensiunea astrală lucrarea și persoanele pot apela din orice colț al lumii. Nu trebuie să fie prezenți și conectați cu noi în timpul lucrării. Noi facem lucrarea cu telepata. Este foarte bine să nici nu știe, după cum am spus, pentru că ne este mai ușor dacă persoana nu știe. Super. Iar persoana primește în ziua respectivă în care este anunțată că se face lucrarea, va primi înregistrarea împreună cu telepata și totul este foarte clar, inclusiv cu indicațiile de care are nevoie. Nu există distanță pentru această lucrare. Energia poate funcționa instant la orice nivel energetic. Aș vrea să fac referire la faptul că există și un grup de WhatsApp unde dacă oamenii doresc să fie introduși în acest grup, este un grup informativ care oferă și un suport energetic celor care sunt acolo, suport prin rugăciune, rugăciunea grupului, puterea energetică a grupului. Și eu acolo mai încarc și diferite frecvențe pe care le încarc și pe lucrările de marți și de joi. Perfect. Toate sunt gratuite, oferim informații și tot ceea ce este necesar ca oamenii să urmeze ghidarea divină și procesul evolutiv spiritual. Superb! Mulțumesc pentru această completare, este o completare importantă. Deci, dragii noștri, nu aveți de făcut decât să vă informați în continuare, să apelați numărul de telefon de pe pagina Petra Evolutiv Life Concept și să primiți toate acestea sub ghidare divină pentru dumneavoastră special. Vă mulțumim, la revedere! Vă mulțumim, la revedere și să auzim de bine!